Părinte, în România s-au făcut 18 milioane de avorturi în ultimii 17 ani. Am întrecut alte țări ca proporție. Cum se poate ispăși asta? Domnii medici sunt urmașii moașelor lui Faraon, care îi ucideau pe pruncii evrei de sex masculin, care puteau să devină preoți sau leviți. Deci ei, pentru că au un bănuț mai mult la avort, fac ceea ce au făcut moașele lui Faraon, care, în Vechiul Testament, era socotit cel mai bun executant al diavolului. Mântuitorul spune clar, femeia care avortează nu face numai păcatul uciderii, ci pentru cei avortați n-au voie să se roage nici preoții, nici tata, nici mama, nici nimeni, pentru ei v-am spus. Sunt în rezervația lui Dumnezeu. Deci, nu numai că l-a omorât, i-a tăiat și posibilitatea de mântuire, că cine se va boteza se va mântui, cine nu, spune Mântuitorul, nu. Pentru copiii avortați nu are voie să se roage biserica, nici preoții, nici nimeni. Nimeni nu are voie să se roage pentru ei, pentru că sunt în rezervația lui Dumnezeu. După cum pădurile noastre pe timpul lui Dragoș Vodă erau pline de zimbri, acum zimbrii sunt numai într-o rezervație, nu? Așa Dumnezeu și-a rezolvat problema copiilor avortați, să rezolve El, nu vlădicii, nu patriarhii, nu preoții, nu părinții, nu, numai El. Acum, toți creștinii trebuie să ne rugăm pentru viitorii creștini. Mântuitorul a spus așa, Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut eu să-ți adun fii și fiicele, cum își adună o cloșcă puii sub aripi. Una că îi încălzește, a doua că îi ocrotește de uli sau de țarcă, de coțofană, codobatură sau cum îi spune, care mănâncă puii, nu? A treia, nu numai că le asigură toate posibilitățile ca să ajungă la hrană, ea le spune din plisc că e ora de mâncare puiilor. N-ați fost la țară? Nu știți?